Da, este o culegere de texte prezentate în ordinea lor cronologică, am înțeles, ceea ce face lucruri foarte interesant, pentru că, iată, ordinea aceasta cronologică ajunge să fie și ordine logică, cumva, ceea ce înseamnă că lucrurile au evoluat într-o manieră, să spunem, legică, și această legitate a fost surprinsă în analiza pe care a făcut-o unui fenomen sau altul, unui eveniment sau altul autorul. Uh, titlul Interesul Național ca modus vivendi uh, cuprinde o serie întreagă de concepte și eu iarăși mă gândeam, citind și titlul și răsfoind cartea, uh, mă gândeam că, într-adevăr, conceptul de națiune este un concept uh, extrem de uh, puțin uh, construit uh, la noi, în limba română, uh, și uh, construcția aceasta aproximativă devine cu atât mai clară cu cât uh, se pune problema să vorbim despre națiune uh, punând alături uh, Moldova și uh, România ca două state, uh, populația, nu zic popoarele, populația Moldovei și populația României, cetățenii celor două state. Uh, um, și uh, sunt convins, cel puțin asta e și impresia pe care cartea mi a dat-o, tot ceea ce știu despre ca îmi întărește această idee, că... De fapt, atunci când a vorbit de interesul național, a avut în vedere locuitorii celor două, de, de pe cele două maluri ale, ale Prutului și aici este întrebarea ce este națiune la ei și ce înseamnă națiune când ne referim la aceste două comunități separate printr-un râu și ce înseamnă interes național când ne referim la ele. Da, am înțeles că una dintre, sau criteriul pe care îl propune și pe care îl analizează destul de intens și destul de sistematic, este acela al religiei, nu? Al religiei ortodoxe. Sigur că România, indiferent în ce graniță am privit-o, națiunea română, indiferent cum am definit-o, nu poate fi desprinsă de ortodoxism, de creștinismul ortodox. Nu putem scoate din istoria noastră uh, creștinismul ortodox, ba mai mult decât atât, aș spune că noi suntem în mare măsură și o creație a acestui uh, ortodoxism uh, creștin de la gurile Dunării, să zicem. Uh, însă, însă uh, mie personal uh, mi se pare că uh, este cumva prea puțin și uh, prea puțin uh, delimitativ. Prea puțin putem să Adică folosind numai acest criteriu Care este cât se poate de just Și apropo Tocmai de aceea atacurile la Biserica Ortodoxă Română Sunt foarte puternice acum Pentru că în gen, Alte criterii de definire a națiunii românești A identității românești Au cam fost compromise Instituții care puteau să susțină identitatea românească într-o lume globalizată. N-am nimic până la urmă împotriva globalizării ca fenomen natural, adică nici pentru, nici contra. E un fenomen. Împotriva globalismului am discutat, am avut ocazia dimineața, este o altă discuție, globalismul, folosirea puterii pentru a uh, deturna uh, caracteristici sau, mă rog, oferta globalizării în favoarea anumitor uh, jucători ai lumii. Asta e o altă discuție. Dar, dar în orice caz, spuneam că în această, în această lume, elementele sau pilonii identității noastre naționale au fost subminați, au fost distruși în mare măsură, rămâne, parcă mi se pare mie, rămâne ultimul încă în viață care este Biserica Ortodoxă, religia, și aceasta este atacată. Deci... Iurie Roș, care are dreptate când își îndreaptă privirea și își înfigetare condeiul în hârtie pe această temă, doar că mi se pare că acesta este un criteriu insuficient pentru a defini ce înseamnă această națiune română. E mai mult decât atât și, în orice caz, este și limba, limba care se. Umple de barbarisme inutile, pentru că limba noastră, sigur, orice limbă e vie și ea se îmbogățește împrumutând cuvinte din alte limbi, ne îmbogățim gândirea, vocabularul are nevoie să reflecte această gândire, însă atunci când deja asistăm la un colonialism, că tot e un cuvânt actual, la un colonialism lingvistic, în care limba începe să fie cum să spun agresată și infestată cu, neologi, cu, cu barbarisme de care nu avem nevoie, care au foarte bine unul care mă irită teribil pentru și că se folosește mereu atașament, spune, sunt mândru că, sau sunt bucuros că aveți arătați atașament față de mine, dar aia nu este atașament, ce spuneți dumneavoastră, ci este anexă. Și așa mai departe. Deci, și câte, câte și mai câte, câte și mai câte. Deci, sigur, dar și limba este un, un... Până la urmă, Nicita Stănescu spunea, trăiesc în limba română și, și eu din ce în ce mai mult îmi zic, dacă vreau să mă definesc ca român, mă definesc ca acela care trăiește în limba română. Știm cu toți, e o banalitate, nu e un mijloc de comunicare, este un mod de gândire care reflectă și un mod de viață, etc. etc. Problema interesantă în sens, ceea ce privește pe ceea ce privește Republica Moldova, în ceea ce privește cetățenii Republicii Moldova, este după părerea mea aceea și, mă rog, cartea, cred că deschide niște orizonturi fără să ajungă la ele, dar la urmă orizontul este acea linie imaginară care se depărtează cu atât mai mult cât ne apropiem de ea. Deci, ideea este să vedem totuși ce simt moldovenii, adică cetățenii Republicii Moldova, poftim românofoni, dacă vreți să spunem, în legătură cu identitatea lor națională. Ce sunt ei? Ce se consideră ei? Cum se văd ei? Și asta după o experiență sovietică în care, fără îndoială, s-au creat alte criterii pentru definirea identității naționale decât criteriile pe care noi obișnim să le avem. Nu vreau să intru foarte mult sau chiar deloc mai mult în, aceast, în acest subiect, dar tema mi se pare esențială. Pentru că până la urmă există, s-a creat un homo-sovieticus în atâția ani, s-a creat un om care se bazează pe, hai să-i spunem, un soi de multiculturalism uh, care tinde spre, uh, spre aneantizare reciprocă, adică nu sunt nici român, nu sunt nici rus, nu sunt nici ucrainian, sunt altceva și uh, elementul de coeziune este adeziunea la un centru politic, cumva, sau la un teritoriu, poate, sau la altceva. Politică, Exact. Deci, eu am văzut, nu poate în Moldova, am văzut în Belarus oameni care sunt sovietici și nu, nu -o, cu nicio conotație negativă, în fac decât o constatare. Ori, atunci când noi vorbim de interesul național, și eu n-am cum face să nu mă gândesc la interesul național în ansamblul său, da? În această situație mă gândesc, bun, ce înseamnă național într-o parte și ce înseamnă național în partea cealaltă. Uh, și aici eu cred că e un început de discuție foarte fertil uh, în a carte și în general în tot ce scrie și spune Iurie Roșca, dar e un început, uh, treaba, trebuie continuată. Și ultima, ultima chestiune pe care vreau să o spun este, într-adevăr, legat de. Am auzit atâta discursuri în care de ultima chestiune e a treia, a patra, a cincea, deci nu vă, faceți, nu vă bucurați încă, s-ar putea să mai găsești ceva, dar uh, printre ultimele, să zic, uh, este legată de această uh, fine, descriere a Statelor Unite, a Americii, ca fiind, uh, cum să spun, o amenințare împotriva idealului nostru național și, uh, pe de altă parte, o, um, Revenire la ortodoxie ca fiind soluția care ne apropie de estul nostru, de vecinătatea noastră estică. Bun. Chestiunea cu Statele Unite este foarte complicată, zic eu. Adică, nu complicată, este mult mai complexă. Este mult, mult, mult mai complexă. Până la urmă, Statele Unite sunt o putere decadentă, este clar. Sunt o putere, nu mai revin asupra teoriei, care încearcă acum să scape cumva de un neoconservatorism care i-a distrus bazele până la urmă, dar a distrus și simpatiile aliaților săi, credința noastră, încrederea noastră în, în acest model american. Trebuie să căutăm un alt model, inclusiv pentru că americanii caută un alt model pentru lume, acesta nefiind sustenabil nici pentru ei în acest, în acest moment. Instinctiv sau din calcul, actualul președinte american încearcă să găsească o altă cale decât um, cea pe care am fost obișnuit să o vedem în cadrul așa-numitei așa Pax Americana cu Statele Unite, atât învățătorul principal care ne dă nouă lumina și valorile și jandarmul unic care ne păzește să deviem de la linia corectă. Deci cred că și acolo este o mare, o mare schimbare. Însă, dincolo de asta, nu cred că putem, din cauza că nu ne place neoconservatorismul american și avem poate motivele să nu ne placă, nu putem să respingem o anumită idee de globalizare, o integrare a noastră într-o cultură mai amplă, mai diversă, mai bogată, mai, mai bogată, spun bogată în sensul moral al cuvântului, ci bogată în sensul ingredientelor care se pun în. în și nu putem, cred, să ne refugiem în Orient. Nu cred că ne putem refugia în Orient, chiar dacă, sigur, suntem la porțile Orientului cel puțin și dacă acest Orient, și că acest Orient ne oferă, nu numai influență, dar ne oferă chiar aturi după părerea mea, cu asta pot să, pot, să fiu, pot să fiu de acord. Deci, închei așa. După, este ceea ce mi inspiră mie această carte, cum spuneam, care este un mozaic din mai multe texte scrise separat. Eu cred că trebuie să în primul rând să spunem, să ne găsim noi propria noastră identitate. Să definim cine suntem noi. E mai complicat, cred, spuneam pentru moldoveni în sensul geopolitic al cuvântului, dar nu este nici la noi problema nu este clarificată și cred că aici este într adevăr un drum de parcurs. A doua chestiune, odată identificată această apartenență a noastră la o anumită cultură pe care noi trebuie să ne o definim și asumăm, cred într adevăr că trebuie să avem propria noastră concepție asupra modului în care globalizarea poate să ne servească și să ne găsim un loc în această lume globală, care globală va rămâne, adică globalizată va rămâne, nu va fi altfel. Nu va fi o lume americană, de asta sunt aproape sigur. Dar ceea ce nu înseamnă că nu va fi o lume influențată și de America, adică americanii își vor pierde influența. Dar, în orice caz, este obligația noastră, cred, și nevoia noastră, obligație care decurge din nevoia noastră. De a ne găsi un loc în această globalizare, nu apelând neapărat la trecut, ci uh, definindu-ne identitatea, care sigur că include elementul trecut, timpul trecut, să uh, ne raportăm la o lume nouă pe care cred eu că avem și capacitatea, de asemenea, să o definim. Într-o mică măsură, nu putem noi să fim arhitecții lumii, ordinii noi, dar sunt convins că această ordine nouă, dacă noi vrem, poate să fie influențată și de gândirea noastră, cu condiția să gândim ceva în sensul acesta. Evident că nu am povestit cartea, nu mi-am propus asta și nici n-ar fost bine, dar sper că din ceea ce am spus a rezultat faptul că această carte este necesară, că ea incită la comentarii, la reflexii, și fără îndoială că va trezi, mi pare că ați spus-o înainte, va trezi și controverse, este imposibil. Dar asta este lucru poate cel mai bun, pentru că dacă fie rămânem indiferenți, indiferenți în fața unei cărți, fie suntem cu totul de acord cu tot ce scrie acolo, înseamnă că acea carte este inutilă sau nu și-a atins ținta. Dacă ea, într-o lume complicată și complexă ca a noastră, naște controverse, atunci înseamnă că autorul bine merită, să zicem, de la națiune, indiferent ce înțelegem prin națiune. Mulțumesc foarte mult!